Salut tuturor și bine v-am găsit la un clip puțin diferit față de celelalte din Scrap Mechanic. O să fie un clip scurt, ne-am făcut aici un studio pentru anunțuri de genul. Fiind episodul 75, aș vrea să facem o creație de-a voastră, ce aveți voi în minte. Nu mă refer să scrieți o mașină, nu, ceva detaliat, complex ca lumea. O vom face pe o mapă flat sau dacă specificați la final gen bă, trebuie să fă mașină sau mai știu eu ce propuneți voi. Pe o mapă normală, o voi face pe o mapă normală. Bine, nu spuneți doar o mașină, dacă aveți idei, scrieți-le. Ceva de genul, nu aveți jocul și vreți să vedeți cum ar fi. Explicați în secțiunea de comentarii. Deci, episodul următor o să începem lucrul la ceea ce ați propus voi. Voi alege doar o singură creație. O singură idee, mai bine zis, pe cea mai bună, evident, și după care, dacă mai găsim una bună, o facem. Dacă găsim una bună și ușoară, îl pun pe sniper să o facă sau pe hero, dar sniperul e FK. Acolo era un scaun inițial, dar am zis că trebuie să filmez și sniperul nu e și da, și dacă mă întrebați, aia e din joc, imaginea într-un fel sau altul. E green screen în joc. Arată destul de șmecher. Și asta e studioul nostru. L-am făcut acum rapid. Bun, deci cam asta e ideea. Ideea e că voi, de fapt construcția, ideea voastră o să apară episodul următor. Nu știu, probabil vi se pare șmecher, probabil nu. Acum depinde de ce idee aveți. Deci nu scrieți, trebuie să fă o mașină cu 6 roți. Nu, scrieți, trebuie să fă o mașină care să, așa, așa, să poată să X, să poată să nu știu ce, să facă nu știu ce, adică idei complexe, nu o mașină simplă cum făceam în primele 5 episoade, de abia am învățat să joc acest joc. Acum ați văzut, adică fac roboței, fac Transformers, fac mai multe chestii. Și adică dacă aveți idei, puteți să vă uitați, de exemplu, prin ultimele mele episoade, să vedeți cam ce se poate face, adică ce mecanisme se pot face ca să vă dați o idee în caz de nu urmăriți seria sau sunteți noi, nu știu. Habar n-am, zic și eu. Dar ca idee, lăsați voi în secțiunea de comentarii, ceva gen eu sunt sniperul care prezint, știi, chestii, așa, ca lumea șmecher. Da. Lăsați în secțiunea de comentarii și mâine o să începem să postăm Scrap Mechanic. Bine, mâine vă postez Scrap Mechanic, BIMNJ, Spin Tires și cred că GTA 5, Real Life. Nu știu, văd. Nu apar scripturi noi, de-aia nu filmez, că nu apar scripturi noi. Dar o să mai strâng niște bănuți și văd. Bun, hai că eu vă las, ne vedem data viitoare și nu uitați să lăsați ideea voastră exact cum aveți în cap, nu doar o mașină cu 5 roți sau o mașină, nu. Să facă așa, să se deschidă așa, să aibă așa, să fie motorul nu știu cum să fie. Adică o idee ca lumea, dar nu idioțenii de genul o mașină foarte lungă de 100 de cuburi care nu are niciun rost. Nu, ceva ca lumea, practic și frumos. Bine, sunt sigur că vor fi și idei idiote, și idei super. Așa că vedem. Bun, hai că eu vă las. Ne vedem data viitoare. Baftă! Pa!